zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam. Ce mai faceți? Bine, așa? Salut, prieteni! Ne vedem săptămânal la Ce frumos e la noi cu Gigi Caleț, acum în plină campanie electorală pentru alegeri prezidențiale. Sunt vreo 14 candidați, sunt vreo 4-5 în față acolo care echipurile să luptă ei pentru locul 1-2, pentru că se zice că e greu să ieși din primul tur. Ca să ieși din primul tur, trebuie să fie o prezență destul de mică la alegeri și să obții mai mult de jumătate din cei care s-au prezentat. Dacă nu, în turul 2 să bat cei de pe primul loc cu cel de pe locul 2. Pentru locul 2 e o bătaie interesantă. Dan Barna ăsta al USR-ului plus, părise tare, toată lumea era îngrijorată de acest locul 2 al lui Dan Barna, pentru că el fiind de dreapta, candida teoretic împotriva actualului președinte, care fiind sprijinit de PNL tot de dreapta, micșora puternic electoratul de dreapta, ceea ce părea că face un serviciu electoralului de stânga, care, iată, până la urmă s-a dovedit că e adevărat, electoratul de stânga, îngrijorat de loviturile astea puternice care le dă în continuu Iohannis către guvern, către PSD, tot ce e rău astăzi pe lumea asta numai PSD-ul a făcut. Și în fruntea lor Madame Dăncilă, care deși are niște calități, știu că v-ați observat. Că Madame Dăncilă, de când e prim-ministru și de când a scăpat de Dragnea, a făcut curățenie. A făcut curățenie, a pus la punct câțiva grei din PSD, cărora e foarte greu să te adresezi lor. Și doamna Dăncilă i-a curățat. Bănuiesc că are oarece calități și ca dovadă că nu se sperie, nu mai citește după bilețele, să uită în ochii lor și face o campanie. E deja pe locul 2. E deja pe locul 2. Iar un electorat puternic de stânga, care a primit măriri de salarii, măriri de pensii, o grămadă de... În ochii electoratului, mai ales ăsta încă slăbit, încă sărăcuț, încă ieșit greu din comunism, contează foarte tare dacă simte el nevoia să-și apere singurul partid de stânga care mai ține la clasa amărâților, ca să zic așa. Da. Domnul Iohannis dă tot timpul în PSD. Dă tot timpul în PSD, dă zilnic în Madame Dăncilă. Pentru că eu cred că și-o dorește pe locul 2. Când în momentul în care intră în turul 2 cu Madame Dăncilă, tot electoratul de dreapta, eu nu-l văd pe ăla al USR-ului votând cu Madame Dăncilă. Să vor duce către Iohannis. Deci el, ca să fie sigur că în turul 2 iese mai ușor, nu-l vrea pe Barna. O vrea pe Madame Dăncilă și atunci o face victimă. Dă în ea, românul cum e sensibil la chestii de astea, zice, ce are bocul săraca fată, uite ce frumoșică, uite cum umblă ea pe la țară, vorbește cu poporul, uite cum umblă ea cu bicicleta, ce om bun e Madame Dăncilă asta. Hă-ți? Pentru că altcumva nu înțeleg de ce campania asta de alegeri prezidențiale e așa de bleguță, e așa lipsită de interes. Ne străduim noi, cei care mai ne ocupăm cu analizele, să descoperim pe unde umblă ăștia care ar trebui să se bată cu cărămida în piept, să zică, măi popor, dacă mă alegeți pe mine președinte, 5 ani de acum încolo, uite așa și uite așa. Nu, l-ați văzut pe undeva pe Iohannis vorbind cu poporul? Nu. El se întâlnește aproape pe ascuns în săli închise cu al de PNL și vorbesc ei între ei. În politică, când vorbești doar tu cu ai tăi, nu obții nimic. Păi după ce vorbești tu cu ai tăi, poporul ce face? Umblă pe la uși să asculte ce ați mai pus voi la coale. Nu înțeleg. Președintele Iohannis nu dă interviuri, nu iese meeting-uri, stă cu PNL-ul acolo. Ce subtilitate de campanie electorală. Nu m-am prins. Și îmi dau cu părerea. Vor să venim puțin la vot. Ăsta ar putea fi scopul, că vă spun că dacă venim puțin la vot, lor le iese mai ușor
fiecare structurează electoratul mai bine. Când vine toată lumea la vot, sunt imprevizibili. Pot vota, cum s-a întâmplat cu Vadim, dar a ieșit în anul 2000, de să bătea cu Iliescu, de să i-a speria pe toți, da. Asta ar putea fi un motiv. Eu nu înțeleg de ce campania de alegeri prezidențiale de anul acesta e atât de bleagă, e atât de lipsită de evenimente, e atât de lipsită de... Ce are de gând să facă domnul Iohannis ca noi să-l mai avem președinte 5 ani de acum încolo? Să-l omoare pe PSD. Bă, am înțeles. Dar altceva. Păi, să-l omorăm pe PSD și să-l punem pe PNL. Și ești sigur, dumneata, că dacă îl pui pe PNL o să fie mai bine, că pentru că am mai fost pe acolo, pe la guvernare, și parcă n-am băgat de seamă ce flăcăi, ce îngerași ar fi ăștia de la PNL, că îi știm și pe bucăți și per total. Atenție! Credeți că pe Iohannis îl mai interesează dacă guvernarea PNL o să fie bună sau rea după ce dânsul iese președinte? Vă spun eu sigur că nu-l interesează. Nu îl interesează. Își vede saci în căruță încă 5 ani de președinte, după care să se ocupe ăștia în Parlament. Da. Interesant, interesant, foarte interesant. Ar mai fi o explicație de ce e campania asta electorală pentru alegeri prezidențiale atât de bleguță. Ar mai fi un motiv la care mi-e și frică să mă gândesc, dar aminte să vi-l spun. Cumva știu ăștia deja rezultatele? Mai ales că totul e pe computer. Au exersat în 26 mai că le funcționează pe computer, fără regulamente, zic că regulamentul de aplicare de-abia acum l-au scos, cu sute de articole, cum face ăla, cu buletinul, cum face ăla, cu aia, cu aia. Și noi toți știm că segmentele astea pe computer astăzi sunt foarte vulnerabile. Foarte vulnerabile. Sunt ăștia care se ocupă cu găinării întotdeauna mai deștepți decât ăia care vor să-și protejeze sistemele. Deci poți intra în numerotarea asta din noaptea aia a STS-ului și dacă vrei și dacă nu vrei și dacă te interesează și dacă... Și atunci ei sunt atât de siguri că pot umbla pe computer și să ne spună nouă rezultatele pe care le vor ei. Vă și se aminte în 26 mai cum ieșeau ungurii ăștia peste tot, al de UDMR votat pe aici, pe cătunele astea. Da. Deci e pericol. E pericol că nici măcar de ochii lumii nu se mai jenează să facă o campanie de alegeri prezidențiale așa mai interesantă. Să ne ducă cu minți, să ne zăpăcească. Cred că deja nu mai au nevoie de noi. Da. Dacă aveau nevoie de noi, ne agitau să vedem. Ieșea Madame Dăncilă și spunea, bă, pe mine președinte, ați auzit-o vădată să spună, sau domn Dambana, ce zice Dambana? Dambana vrea președinte, dar zice, alegerea primarului din două tururi, tot are niște chestii de astea așa fixe și a căzut, nu mai e pe locul 2. Domn Dambana era pe locul 2 în coasta lui Iohannis și sloganul lui era ce bine să alegem în turul 2 dintre doi candidați pentru președinție de dreapta, să nu mai fie pic de PSD. Aia era vrăjeală, toată manevra asta e favorabilă PSD-ului, am tot spus-o, unii m-au înjurat, ca dovadă că Madame Dăncilă, hodorong trunc, din nei ca nimeni, a ajuns în coasta lui Iohannis. E posibil să vedem turul 2 Iohannis Dăncilă. Măcar atunci o să vedem niște dezbateri. Măcar atunci o să-i vedem pe ăștia doi față în față. Da, ce interesant aș fi. Ah, ce mi-ar place să fiu în pregătirea la televizor al unei astfel de emisiuni. Nu vreau să discutăm prea multe. O să fie emisiuni politice, sunt și la noi la Litoral TV. Aș fi vrut să fie mai multe. Speram că o să fie mai multe. De asta nu-mi imaginez. Pe-n presa nu se vede nimic. Da. Nu e agitație deloc. România își alege președintele pentru 5 ani de acum încolo și habar n-are
pe cine și de ce? Și e vorba de un președinte într-un stat european, NATO, la marginea Europei, cu o grămadă de dușmani în jurul nostru. România, stat european, își alege un președinte pentru următorii 5 ani și nu știm de ce, pe ăla sau pe ăla. Bă, interesant. Nu vreau să trec peste chestiunea asta fără să vă zic că urmează 14 noiembrie și de câțiva ani de zile vă tot rog să țineți minte că acest 14 noiembrie este ziua când Dobrogea se unește cu țara. Anul trecut am sărbat 140 de ani de la acest eveniment formidabil, formidabil. 14 noiembrie 1878, când Carol I ia o decizie extraordinară, profitând de războiul ruso-turc, vine și cu Congresul la Berlin, Cogălnicianu, un tip superb, era prim-ministru, el rezolvă și o confirmare internațională că Dobrogea este, revine definitiv teritoriul românesc și urmează, vine Carol cu elita lui, cu toți, trec pe la Măcin, la Tulcea. Tulcea era mai mare, Babadacu era mai mare, Constanța era mai mică, mai prăpădită, mai încoace, subțire. Tulcea, Dunărea, gurile Dunării, ho-ho, ce vroiau rușii gurile Dunării și acum vor. Ce tot goneau ei Imperiul Otoman de acolo așa și a gonit Imperiul Otoman. Imperiul Țarist a venit, a trecut Dunărea, s-a bătut cu otomanii și am participat și noi acolo, Carol I, băiat, super deștept. Ce personalități au fost la conducerea României, reușește să-i împingă pe ruși, să-i împingă pe otomani și Dobrogea să devină pentru prima dată cu act în regulă pământ românesc și de atunci încoace noi, constanțenii, noi dobrogenii, nu-l simțim pe acest 14 noiembrie. Vă repet, are aceeași importanță cu 24 ianuarie, unirea principatelor. Să nu-i mai spuneți unirea mică. Nici o unire nu e mică. Să-i spuneți unirea principatelor române. Asta înseamnă 24 ianuarie. Așa cum v-am rugat an de zile să nu mai spuneți că s-a alipit Dobrogea. Și n-am mai văzut termenul ăsta pe nicăieri. Eu am spus în stânga și în dreapta că e un termen urât. România n-a alipit niciodată teritorii. Alții se ocupă cu chestia asta și ne băgau și nouă în cap. Adică, bă, și România a alipit Dobrogea. Ce vă supărați de noi cu Crimea, de exemplu? Nu. România n-a alipit niciodată teritorii. Dobrogea s-a unit cu țara. Mult înainte al 1 decembrie. Bravo! Dar noi constanțenii trebuie să ținem minte cu acest 14 noiembrie. Și imediat după instaurarea autorității românești, primul prefect, Remus Oprean. Vreau anul ăsta de 14 noiembrie, eu fac de vreo 5 ani la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, seara, în ziua când e 14 noiembrie, în seara aia, acolo, cu bunăvoința celor de la muzeu, fac o conferință de recunoștință, așa se cheamă. Și îi pomenim pe Carol, pe Cogălnicianu. Anul ăsta vreau să îl pomenim mai mult pe acest Remus Opreanu. Remus Opreanu, o personalitate extraordinară. Noi, constanțenii, ar trebui să-i mulțumim, să facem tot ce putem în memoria lui. 175 de ani de la nașterea lui s-au sărbat anul ăsta, s-au sărbat. Aiurea, nu l-a băgat nimeni în seamă. Vreau eu. 14 noiembrie și încercăm să scoatem și o broșurică, nu e nicio carte, nu e nici nimic cu Remus Opreanu. Omul ăsta a fost primul prefect, a făcut regulamentul de funcționare, de administrare, de împroprietărire, atunci, imediat, atunci, 1878, 80, 82, el a mai fost prefect, pentru că schimbau guvernele, personalitate mare, venit de la București, vă dați seama că i-a zis, Carol, du-te acolo și ajută-mă, fă reguli, fă tot ce trebuie. Pe lângă că face regulamentul, primul prefect, adună piesele pentru muzeu și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, în care facem noi astăzi sărbarea asta de 14 noiembrie, anul acesta, e a 6-a ediție când eu o fac, pentru că nu o fac autoritățile, nu știu de ce nu o fac. Nu face nimeni. Nu face nimeni. Mi-a zis cineva, bă, Gigi, nu te frământa prea tare, sunt ăștia lene și au ei alte griji de astea așa. E posibil, da. Eu mereu m-am gândit că este așa o conjurație așa, o conspirație, na, ciudat. Altfel nu înțeleg. De ce dacă există 24 ianuarie, există 1 decembrie în istoria românilor, nu e și acest 14 noiembrie băgat în seamă așa cum ar merita. Remus Opreanu scoate primul ziar în limba română, aici se cheamă Farul Constanței sau Farul Constanțenilor, na. Cumpără o tipografie și o aduce aici la Constanța. Zice-mă prefectul cu ce s-o ocupa.
Că să mă ierte ăsta de astăzi. Cu ce se ocupă domnul prefect de astăzi? Al din Constanță. Știți cum îl cheamă? Cum arată? Păi unde se duce? Cu ce se ocupă? Păi primul prefect, Remus Opreanu, face muzeu, face regulament, face, scoate primul ziar în românește. Mai era un ziar la Mangalia, dar era făcut de masoni și venit de la București. În Constanța nu exista tipărituri în limba română. Ai, ce era? 400 de ani de ocupație otomană, n-avea timp de chestii de astea așa. Negustori, greci, bulgari erau mulți aici. La comandă statuia lui Ovidiu, ce băiat deștept Remus Opreanu, ce oameni aveau pe vremea aia, ce deschidere, pe lângă Carol I, care a insistat să aibă România deschidere la mare, ar trebui să-i mulțumim lui Carol I în fiecare zi. Noi nu avem o statuie, noi nu avem un semn de Carol I în toată Constanța. E undeva pe-n port acolo o eficie, da. Ce uriaș Carol I, ce insistență, ce dibăcie să se strecoare între Imperiul Țarist și Imperiul Otoman și Constanța să fie românească. Cum a reușit el să ia calea ferată de la Cernavodă de la Constanța, care era făcută de englezoi, cu acte în regulă, cu concesiune, a cumpărat-o, domnule, și a reușit să o cumpere. Păi mai plecau englezoii de aici când ei aveau calea ferată, făcută de ei, concesionată. Îți dai seama cine umbla pe calea ferată? Cine vrea englezoiul, pe banii lui. Pentru că transportul se făcea București-Giurgiu pe calea ferată, Giurgiu-Cernavodă pe Dunăre și de la Dunăre la Constanța în port, pe calea ferată, englezoiul. Și o ia Carol I. Tare nemulțumit în momentele astea sunt că nu știm să pomenim acest 14 noiembrie și pe aceste personalități formidabile. Și Remus Opreanu are un gând, domnule, ca Dobrogea asta să le iasă din cap ăstora slavilor, că ar fi și ei pe aici sau cine mai știe cui, domnule, latină, domnule, este latinitate. Comandă statuia lui Ovidiu, e excepțional. Ce gest? Și unde o comandă? În Italia? Puteau și aici să găsească un sculptor să facă, cum o grămadă de lucrări avem noi, din bronz, dați seama, mare, costisitoare lucrări, da? O comandă unuia în Italia, un sculptor renumit în Italia, mason și ăsta, da? De unde am eu bănuiala că poate și Remus Opreanu a fost, da? Ăștia masonii pe vremea se ocupau de chestii serioase. Timp de 30 de ani au făcut aproape tot ce vedem noi că a fost bine aici, și independența, și unirea, și relațiile mai departe cu 1 decembrie, cu Transilvania, cu Transilvania care devine românească. Deci în timp de 30 de ani masoni de ispravă, școliți în străinătăți, vin la ei în România, în țară, și fac tot ce trebuie, da. Deci, mă gândesc eu că și acest Remus Opreanu, n-am nicio confirmare, dacă trăia Virgil Coman, Dumnezeu să-l odihnească, prietenul nostru, ar fi, el s-o ocupa de tema asta și scotocea până arhive, da. Dar comandă în Italia unui sculptor renumit această statuie a lui Ovidiu. Și nu se lasă, el nu mai era prefect, când e gata statuia și când vine, o pune la Constanța, se ocupă el personal. Ce om! Vă dați seama ce deșteptăciune să ai statuia lui Ovidiu aici ca să dai semn că latinitatea are o continuitate prin poporul român aici la Constanța, da. Și monumentul ăla de la Adam Clisi, uriaș, un monument mare, important, e și un muzeu făcut acolo, de comuniști, pe care noi îi jurăm cu orice ocazie. Iată, comuniștii au fost în stare, la vremea respectivă, până 70 și ceva, 76, 77, să refacă acest monument. Era Vasile Vâlcu aici, care, personalitate uriașă, dobrogeană, care a reușit să facă chestiunea asta. În același timp face clădirea aia deșteaptă lângă Muzeul de Istorie Națională și Arhitectură, aia care acoperă mozaicul ăla. Tot atunci, da. Tot atunci, da. Trebuie în momente istorice să-i pomenim pe toți, inclusiv pe comuniști, pe care, pe bună dreptate, îi înjurăm noi toți, pentru că ne-au sărăcit și în anii 80 și ceva, românii o duceau rău. Se oprea curentul, se oprea lumina, n-aveam benzină, n-aveam pașapoarte. Dar faptele și realizările lor, mai ales în domeniul istoric, să ai acest monument de latinitate în mijlocul Dobrogei, să poți să-l refaci, isteață chestia. Vă dați seama că și asta costa foarte mult pe vremea aia. Și să-l ai pe Ovidiu aici la Constanța, știi?
Pentru că l-a pus pe Ovidiu, în piața Ovidiu, era o bordă vite. Deci era o mizerie acolo. Acest Remus Opreanu, primul prefect, merită din punctul nostru de vedere al costanțenilor mult mai multe elogii și o mai consistentă pomenire. Da? Când noi, ca niște creștini ortodoxi, cuminței, cântăm acolo veșnica pomenire, veșnica pomenire cu lumânare, cu colivă, păi n-ar trebui să și facem veșnica pomenire? N-ar trebui să depășim faza în care, vai, ce băieți cu minții, cântăm acolo veșnica pomenire? Dar cine face veșnica pomenire? Cine? Popa? Cine face veșnica pomenire? Cine? Noi! Noi ar trebui! Și eu vreau acum de 14 noiembrie să fac o veșnică pomenire acestui om deosebit, acestui Remus Opreanu. Străduță mică pe peninsulă, o școală de nu știe nimeni pe unde e, un cătun lângă Megidia Remus Opreanu, are vreo 300 de locuitori. Vreo 300 de locuitori. Doar atât? Doar atât noi în Constanța? Doar atât putem noi, constanțenii, dobrogenii, să facem pentru acest Remus Opreanu, primul prefect, uriașă personalitate, care ar trebui să-i aducem mii de mulțumiri. Nu facem nimic. Ah, păcat. Da. Uitam zilele trecute cu un amuzament fantastic, s-a anunțat că vine nu știu ce mare șmeche de la Prizna București și semnează el începerea lucrărilor de la Cazinou de Constanța. Și s-a dus primarul nostru și cu ăsta și a zis că nu se poate. Că ei vroiau, dar nu se poate. Eu v-am mai spus, românul explică extraordinar de ușor de ce n-a putut face, că el altfel făcea Cazinou ăla mai frumos ca înainte. Da, cum să nu? Dar n-a putut, că sunt oamenii răi care iarăși au contestat licitația. Băi, lea, când ești autoritate, când ești puternic cu zile, te împiedici tu, bă, de unul care face contestări de licitație. Și a făcut contestare de licitație în ultima zi, la ora 15 după amiază, și le-a stricat lor dansul că îi veniseră la Constanța să vedem noi toți cum încep lucrările. Ai, asta e vrăjeala de asta. M-am săturat. Mai țineți minte Stănescu ăsta, care a fost viceprimar, vicepremier, a venit pe la muzeu, a semnat hârtii că începe reparații, că începe mormântul ăla. E un mormânt creștin lângă zorile acolo, o frumusețe. N-a face nimeni nimic. Reparații la muzeu, dar hârtii s-au semnat și lumea, mamă, ce o să facă PSD-ul și autostrăzi și muzee și spitale. Bă, copii, mai ușor, mai ușor cu minciunile. Faceți, bă, câte o chestie mică așa. Faceți, bă, câte o chestie mică. Ați văzut și găina aia face cor, 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 dar după ce a făcut ouă. Noi nu prea mai avem găină. Avem numai cocoși. Cocoșul nu face ouă, dar face o gălăgie. Ce gălăgie au făcut ăștia? Bă, nu vă e rușine cu cazinoul ăla? Bă, vă faceți de rușine rău de tot. Bă, dacă nu sunteți în stare, lăsați-mă pe altul. Teatrul de vară de Mamaia s-au lăudat că o să facă, că o să dragă. Ați mai auzit ceva de el? Cred că de gura mea au tot zis că fac nu știu ce proiect acolo. Ai. Palatul Regal de Mamaia. Ce curte, ce clădire deșteaptă, ce suprafeți. Ce ar putea fi făcute acolo, expoziții, conferințe, întâlniri, dezbateri. Haine. Bulgarii ăștia, v-am zis, 1 milion de euro pe an din castelașul la micus de la Balcic, doar așa că intră lumea pe acolo, plătește un bilețel, ce mulți se duc acolo și mai vândă ei acolo niște șmecherii. Ce s-ar face la Mamaia? Acceptă ăștia autoritățile noastre, începând de la guvern și până la cel mai mic șef de birou de la primăria din Constanța, să-și bată ăștia joc de noi ca și cum ar fi al nimănui. Ca și cum ar fi al nimănui Palatul Regal. Pentru că Casa Regală a fost deșteaptă, l-a donat. L-a donat statului. Și statul aici bate joc. În fața tuturor. Bă, nu le e rușine, da, corect. Și tu spui că încep lucrurile la casino și mai adun și lumea acolo. Uai, la. Ce să, nu mai. Aș vrea să vă zic informația, poate v-a trecut ușor pe lângă. ProTV-ul era cu proprietatea unor americani care aveau
multe posibilități de media în zona Europei Centrale și de Est. Interesant, da? Deci patronii lui ProTV erau pentru un CME, un AT&T, AT&T din America, din Dallas, din Texas, erau patronii lui ProTV. Ce l-au vândut? Cine a cumpărat ProTV-ul? Îl cheamă Petr Kellner, ceh. Are avere personală vreo 15 miliarde de dolari, bănuiesc. Uite că nu mai știu, nu mi-am notat. 15 miliarde. Avere personală. Un ceh. Un tip interesant. Și care este... Are un fond de investiții, PPF, care l-au... Vă dați seama că s-a cumpărat ProTV-ul. Deci s-a cumpărat ProTV-ul cu un miliard și ceva de euro, vreo 2 miliarde de dolari, vă dați seama, ce bani, ce bani, da. De ce să cumperi ProTV-ul? Și actele să fac nu în câteva luni, în câțiva ani de acum încolo. Deci, cu certitudine, astăzi, patronii ProTV-ului nu mai sunt americani. E acest ceh, Petr Kellner, care e cu un fond de investiții, PPF. Și are, vă dați seama, ce putere are dacă averea lui personală e de vreo 15 miliarde de euro. Vă dați seama ce putere are acest PPF, să nu greșesc, da? Fond de investiții și patronul acest Petr Kellner, un ceh. Problema nu este asta. De ce vreau eu să vă bat la cap? Să cumpără unul ProTV, schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor, tot ProTV rămâne. Se zice că în spatele lui acest Petr Kellner ar fi rușii, o mare firmă de ruși. De atunci, pe scurt, ProTV-ul, care nu are numai asta de la București, are ProTV și la Chișinău, are mai multe de astea și cumpărând ProTV-ul ăsta, a cumpărat mai multe, tot în Europa Centrală și de Est. Deci ce să înțelegem, că rușii cumpără un sistem de propagandă în Europa Centrală și de Est, fostă comunistă, ca să ne limpezim. Rușii cumpără de la americani? Deci pentru a nu știu câte ori americanii iar ne lasă? Că eu pot să înțeleg și chestia asta, da? Om fi cu ochii pe ei. Om fi cu ochii pe ei. De duminica trecută a început la Opera din Constanța Festivalul Național de Operă și Balet. Eu tot așa îi spun, e a 45-a ediție. E a 45-a ediție, este anual. Dar să ai în fiecare an în Constanța, la Teatrul Național de Operă și Balet, un festival internațional de operă și balet, eu tot de operă și balet îi spun, să vă spun de ce, doamna manager Daniela Vlădescu îi zice Festivalul Internațional de Muzică și Dans. Părerea mea personală, fără să o supăr pe doamna Vlădescu, mie place de doamna Vlădescu, eu iubesc pe doamna Vlădescu și mă bucur că ține în viață un centru cultural de mare ținută mondial. Nu e ușor să ai operă și balet. Un festival de muzică și dans se poate face și la Cogălnicianu și la Cogealac. Muzică și dans. Festival de operă și balet nu se poate face decât dacă ai un teatru, dacă ai o instituție profesionistă de operă și balet. Deci când tu ai la Constanța de peste 50 de ani o instituție profesionistă de operă și balet și faci un festival internațional, care a început acum duminică, cu Carmina Burana a început, de operă și balet, și tu îi spui de muzică și dans. Muzică și dans se pot să face și la târg, v-a zis, da, și la fântânele, să nu se supere ăștia din Cogealac pe mine. Cogealac arată bine, da, bă. Mergeți, de câte ori aveți ocazia, la Teatrul Național de Operă și Balet în Constanța, care este o instituție veche, serioasă și la care vă încântați. Nu trebuie să fiți specialiști. Există în mintea românilor o idee că, băi, Gigi, ce mă duci pe mine la saloane de artă cu expoziții? Eu nu înțeleg ce...
ce pictura asta făcută asta așa cu galben și cu roșu și am mai tras așa, domne, nu, nu trebuie să înțelegi, trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă artele vizuale, sunt pentru plăcerea ta, pentru satisfacția ta. Stai în sală și asculți, ăla cântă frumos și cântă plăcut. Să nu vă imaginați voi, există o teorie în mintea nu știu cui, într-o educație de asta veche, ostășească, comunistă, tâmpită, că muzica aia simfonică, muzică grea. Nu e, domne, e foarte plăcută. N-aveți voi obiceiul să ascultați. Duceți-vă la un concert simfonic într-o seară, la Teatrul Național de Operă și Balet, Oleg Danuschi din Constanța, și vedeți Carmen, și vedeți Carmina Bureana, și vedeți ce spectacole, o grămadă de spectacole, o minunăție de spectacole și de balet. Că trupa aia veche de balet făcută de Oleg Danuschi au sucit-o ăștia, au zăpăcit-o de cap. Nu mai știu, până 2004 le-au amestecat și în loc să fie un teatru de balet, cine își permite să aibă un teatru de balet, Constanța avea, pe meritele lui Manolache, mare manager, și al lui Oleg Danuschi, și colindau Europa cu succes fantastic pe afișe, scria Teatru Fantazio din Constanța. Oleg Danuschi, teatru de balet. Și era un fost și eu, odată m-au invitat și pe mine, să le arhipline cu mii de nemți care vedeau trupă de balet. Balet gen rusesc, ca să zic așa, care înseamnă balet adevărat, din România, din Constanța, și vedea toată Germania, Austria, Danemarca, Elveția, peste tot se ducea. Nu strici cuibul ăsta. De ce? Pe cine mai interesează cum îi chema pe aia care lucrau pe atunci pe la Consiliul Județean în Cultură, care au și-au bătut joc de acest teatru de operă și balet de nivel european? I-a certat cineva? Nu. Au închis și Fantazio. Era un teatru de revistă. Arhi plin, ce spectacol, și toată vara jucau pe aici. L-au închis. N-ați mai auzit de el, nu? Ce păcat. Ce păcat că noi suntem de vină. Că noi suntem de vină că e casinoul ăla distrus. Că noi suntem de vină că nu mai e teatru Fantasio. Că noi suntem de vină că teatrul de balet s-a dus. Că știm pe ăștia care se ocupă de chestia asta. Și nu mergem la ei să le spargem geamul într-un meeting de ăsta urâcios. Să le spargem geamul strigând. Afară! Demisia! 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 Nu, ce așteptăm la vot? Și la vot nu ne ducem. Păi, știți cu câte voturi actualul primar a câștigat primăria în Constanța? 40 ceva de mii de voturi. 40 ceva de mii de voturi. Constanțeni? Noi suntem vreo 300 de mii de constanțeni. Și ăsta e și primar cu 40 de mii de voturi. Pentru că nu ne ducem la vot. Pentru că spune că nu ne interesează. Bă, ar trebui să ne intereseze. Constanța merită să fie cineva mai puternic acolo. Hai, bine. Nu vreau să mă mam. M-am dus foarte mult. Haideți să vă zic. V-am spus că eu tot culeg materiale deștepte. E un lucru greu de observat când cineva încearcă să te manipuleze. Aici o legătură cu ce am vorbit până acum, na? Bun. Îți dai seama că se folosește de tine. Însă există câteva modalități. Le-am găsit și vi le spun și vouă. Ca să recunoști când cineva te manipulează emoțional, că asta e cea mai parșivă manipulare. Când te ia cu autocarul și te duce nu știu unde la mănăstiri și scoate ochii că e de la nu știu ce partid, te prinzi. Dar când e asta o manipulare emoțională, voi ați cunoscut vreodată pe cineva care poate obține tot ce îți dorește de la tine? A? Știi? Te-ai prins? Nu știu. Ia, încerc eu să te învăț acum cam cum face ăla. Că poate te prins de la început și nu te lași până la capăt manipulat. Te-ai uitat la această persoană cu uimire și totuși un pic dezorientată. Nu ți se pare corect? Deci vezi, simți că te manipulează, nu ți se pare corect și rămâi uluită, ca să zic așa. Se adresează manipulările astea emoționale mai mult femeilor. Dacă simți că a profitat de tine, înseamnă că deja ai dreptate. Mulți oameni sunt manipulatori emoționali și la locul de muncă, și în viață, și în alte relații, și pe interese de-astea social-politice, dar trebuie să fiți atenți. E un lucru greu de observat. Ai nevoie de timp pentru a-ți dai seama că cineva se folosește de tine. Există câteva modalități și vă zic pe scurt. Unu, când cineva vrea să te manipuleze emoțional, primul este că te invită în spațiu
lui. Ați văzut asta și la servicii, da? Băi, ea spune lui ăla să vină până la mine. Deci ăla iese de întreabă de unde este acolo să vină până la mine. Da, și tu un birou așa mare îl primești la birou și îl iei cu vrăjeala. Băi, nea cu tare și ăla, deja vine emoționat, da? Și poți să-l manipulezi ușor. Deci prima dată când vezi că te invită în spațiul tău cineva, ai grijă că ești vulnerabil. Manipulatorii câștigă controlul asupra situației prin a te invita în spațiul lor. Astfel încât să tu să te afli pe teritoriul lor, tu ești incomodat, el se simte foarte bine acolo. E un lucru de control pentru ei, în timp ce tu te simți precum un oaspete, așa că îți va fi dificil să îi și contrazici, să vezi, te domină. Bun, deci atenție, da? Doi, mai întâi știu ăla care vrea să te manipuleze să te asculte. E parșiv, e bandit. S-ar putea să crezi că e un comportament bun de om cum se gade, însă ei caută punctele slabe din povestea ta. Ia zi-mă, băiatule, ce mai faci tu, măi, haleț, măi? Ce mai faci tu? Ce mai fac copiii tăi? Ce mai face nevasta? Pe unde umbli tu? Cu ce te mai ocupi? Vai, ce om bun! Te gândești tu și începi să spui. Și spui. Și spui ca prostul, da. El va găsi lucruri după aia din care să te critique, să te judece pentru propriile scopuri. Te va lăsa să vorbești ore întregi pentru a folosi aceste informații împotriva ta mai târziu. Deci, nu-i nevoie, mă, să vă spuneți, să vă destăinuiți în fața oricui. Sale tale, problemele tale. Păi ce sare ăla să te ajute, mai ales dacă te-a chemat el. 3. Atenție că ăștia care vor să te manipuleze emoțional întorc faptele. Chiar dacă știi foarte clar ce vrei să spui, persoanele care te manipulează vor găsi o cale de a întoarce adevărul și de a-l folosi mereu în favoarea lor. Tu n-ai dibăcia asta, el este exersat. Ești cu minte, ești naiv. Atenție, ferește-te. Taci și fii prudent. Te bombardează cu informații. Asta ar fi al patrulea tertip de manipulare. Te bombardează cu informații. Cum vă zic și eu la televizor, o grămadă de... Și eu vă manipulez, nu? Vă bag în cap tot felul de chestii. Dar o facem așa cu plăcere. O facem ca să ne amuzăm împreună. Deci ăsta te bombardează cu informații pentru a te copleși. Care, ce dorință vrea? Să-ți schimbe părerile. Încât să fii de acord cu ele. Vor veni adesea cu multe informații, astfel încât nu mai ai timp să procesezi totul. Nu știi că zicea ăla, că vii cu ideile tale și pleci cu ale lui. Da, sunt adevărate astea. V-am spus că românii au povețele astea ale lor pe care să nu le ignorați. Da. Ăsta te ascultă, te cheamă și după aia îți bagă în cap, te manipulează. Atenți! Nu mă refer la faptul că vrei să te manipuleze, să accepti să te manipuleze și chiar cu tertipul ăla care mie mi-a ieșit foarte tare, te a face uneori pe prostul, da. Păi, și care să stai băiat bun până la urmă? I-am povestit, am înțeles tot. Hai, Iurea, am înțeles. L-am făcut pe el să creadă că am înțeles, da, șeful, și mai am adus mai departe și am făcut cum mă ajuta capul pe mine. Mai departe, a cincea chestie la ăștia care vor să te manipuleze. Vorbesc tare. Din anumite motive, unele persoane cred că dacă vor vorbi mai tare, îi vor face să pară mai inteligenți sau mai buni. De asemenea, persoanele astea cred că au întotdeauna dreptate. Cine țipă mai tare, are mai multă dreptate. Ai, fugi de aici. Bă, când ai dreptate, poți să o spui numai din priviri, poți să o spui numai din gest. Trebuie să țip. Păi cine mai convingi tu astăzi dacă țip la el? Ai, atenție. Bun. Al șaselea. Persoanele care pot să te manipuleze emoțional sunt destul de negativiste. În primul rând, nu sunt foarte fericite. Întotdeauna găsesc motive pentru a se plânge de viața lor. Băi, Haleț, am nevoie de tine, bă, și ce am ales, ce am pățit, bă, și tu. Te duci ca fraierul așa, băi, șeful se poate, dar cu ce aș putea să te ajut? Și începe și zice, dale lui, de acasă, cum l-au certat pe ea, pe el, ăia de la minister. Atenție! Că sunt persoanele astea nefericite și negativiste, da? Își doresc să controleze alte persoane, deoarece atunci să simt fericiți. Și au un sentiment de control. N-a rezolvat cu el, nu știe ce să facă cu el, nu se simte bine, e nefericit, dar ar vrea să domine mai mulți în jurul lui și să îi facă pe ăia să devină un fel de oamenii lui pe care să-i domine. Atenție, feriți-vă în timp de chestia asta. Bun. Astfel de persoane folosesc ultimatumuri.
îți oferă un termen limită. Îți vor spune să iei o decizie cât mai repede cu putință, însă știi că graba strică treaba, tu știi, nu te lăsa, nu le lăsa să te influențeze, nu-i lăsa să te influențeze. Ia-ți cât timp ai tu nevoie pentru a lua o decizie sau a face o schimbare. Ei te forțează. Băi, uite care e chestia. Nu mai sta pe mie, luni vii și îmi spui. Că e laie, că e bălaie, vii și îmi spui. Și tu, săracul, nici nu știi despre ce e vorba, să nu să supere șeful, vii și spui, da, șeful, aveți dreptate, așa face, cum a spus dumneavoastră. Atenție! Deja ai intrat în capcana asta de manipulare. Bun. 8. Și ultima. Numai 8 am ales astăzi. Persoanele care vor să te manipuleze te judecă în mod deschis. Nu-și cer scuze pentru că îți spun că greșești sau că faci lucruri greșit în momentul în care știi că ești pe drumul corect. Tu ești pe drumul bun, el îți spune că greșești și după aia ce, bă, te rog să mă iezi, bă, Haleț, ai avut dreptate, aiurea, nu spun niciodată ei, bă. Mai zic și eu, românul spune greu, te rog să mă iezi, am greșit. Mare prostie, dintr-o anumită mândrie, dintr-un anumit orgoliu. Românul e foarte mândru de el, e foarte deștept, el știe tot ce e pe lumea asta. Păi cum să greșească? El nu greșește niciodată. Da, atenție la astfel de oameni, da. Nu te lăsa influențat de nimeni în drumul tău către succes. Urmează-ți întotdeauna intuiția și încrederea în tine. E bine să ai încredere în tine, da? Da. Am reușit să vă zic câteva chestiuni astea interesante despre manipulare, mai ales acum când ăștia vor să ne manipuleze în perioada de campanie electorală. Da, de ce să vă zic că vreau să... Haideți să vă zic repede din astea. Sunt câteva superstiții pe lângă care trece. Una, ați uitat-o voi sau n-ați mai văzut-o, face cruce pe varză, da? Obiceiul e veche din Eful Mediu și are două explicații la bază. Aia culinară, care zice că dacă faci cruce pe varză se gătește mai ușor, aia varza e deșteaptă. Puteți să mâncați orice. Varza merge de la crudă până la arsă, până călită, fiartă, la cuptor, pe aia, cu ciorbă, fără ciorbă, cu carne, fără carne. Varza e superb, un aliment extraordinar, suport orice. Adică că dacă îi faci cruce, se gătește mai ușor, asta ar fi o explicație. Și zice că oamenii din Evul Mediu ziceau că în varză se ascund spirite rele și mici demoni. Dacă odată eliberați, pot ataca persoanele. Aoleu, deci orice durere de stomac după consum de varză era pusă pe seama ăstora demonilor din varză. Deci faceți și voi o cruce acolo. Că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, nu vă doare mâna. Înainte de a începe să tăiați varza, să faceți salată, să băgați cuptor, faceți o cruce pe ea. Mai e la numărul că vreau să vă zic, teama de vineri 13. Măi, o teamă, aoleu, 13 în general, e cu ghinion, nu e adevărat, vă spun și din emisiune Milena, 13 înseamnă 4, care înseamnă muncă, care înseamnă seriozitate, dar a intrat în capul meu superstiții, da? Că da, măi, dacă e și vineri 13, aoleu. Bun. 13 persoane care au luat parte la cina de taină au rămas doar 12 după plecarea lui Iuda, deci iată un motiv serios. Romanii erau convinși că numărul 13 aduce ghinion, da. Vikingii aveau o teorie diferită. În mitologia scandinavă, la o petrecere la care au participat 12 zei, a apărut neinvitat și jonglerul Loki, ceea ce a provocat moartea îndrăgitului zeu Balder. Da? Deci 13 nu e bine. Da? Alții cred că superstiția cu vineri 13 are legătură cu templierii care au fost arestați pentru erezie într-o vineri 13 octombrie 1307. Deci sunt motive să credem că vineri 13 poate să aducă ceva rău, dar zilele sunt la fel, de noi depinde, sunt sigur și zile mai bune și zile mai rele, pot fi calculate numerologic, dar până la urmă tu ești cel care decizi să faci sau nu faci ceva într-o zi, nu atât ziua te copleșește, cât faptul că tu poți să știi, mă, astăzi nu fac chestia aia. Las-o pe mâine, dacă ai pus și un calcul numerologic, scap de acest vineri 13 obsedant că ar fi cu ghinion. Aruncă tu monedelor în fântână. Găsești monede în mai toate fântânele celebre din lume. Superstiția vine din antichitate. Oamenii erau convinși că în apă se află spirite care așteaptă sacrificiu. O donație. Sacrificiu este o donație. Ducea tăia la bou, tăia vaca pentru zeu. Și donația înseamnă un sacrificiu, da? Pentru a asigura fertilitate și succes.
Monezile se aruncau în fântână pentru fertilitate și succes. Noi zicem că dacă le aruncăm pe spate așa la Roma, Fontana de Trevi, arunci o monedă așa, înseamnă că mai te duci, mai vii acolo. Și când ai o superstiție și o poți folosi, adună ea la bani acolo, toată lumea aruncă bani în Fontana de Trevi la Roma. În evul mediu, biserica a reușit să convingă oamenii că în apa din fântânile celebre nu s-a făcut spirite, ci sfinți, capabili de miracole. Oamenii aruncă și astăzi câte o monedă cu gândul la noroc sau la vindecarea de unele boli. S-a aruncat jartiera miresei, mai țineți minte? A, ce vremuri, ce jartieră, ce porci jartieră, ce fise, ce ciorape aia cu dungă, vai de mine, ce frumoase, ce sexy erau, da? E, jartiera a rămas. Nopțile au la bază o sumetenie de superstiții, da? Noaptea, normal, în epoca antică, toate detaliile vestimentare purtate de mireasă erau considerate a fi binecuvântate. Unul dintre ritualele noaptea nunții era dezbrăcarea miresei de către nuntași, dornici să păstreze o bucată din vestimentația ei binecuvântată. Cu trecerea anilor, atenția s-a mutat pe jartiera miresei, simbol al sexualității și al fertilității. În epoca medievală existau dueluri între bărbați necăsătoriți pentru a-și asigura jartiera și a fi următorii pentru lista pentru a se căsători. Deși inițial existau lupte pentru a lua jartiera de la mireasă, biserica a interzis acest obicei de a te lupta ca prostul ca să iei jartiera de la mireasă. Bărbații sunt în stare de mitocănii și de prostii de-astea îngrozitoare. Da. Avem atâtea exemple că s-au duelat și s-au omorât pentru femei. Bărbați puternici, bărbați renumiți și-au sacrificat și chiar și-au pierdut viețile duelându-se pentru zâmbetul unei cucoane. Milă este cel care ia jartiera de pe piciorul soției și o aruncă pe fereastră unde așteaptă bărbații necăsătoriți. Ne vă dați seama. Apropo de chestia asta, doi tineri căsătoriți în noaptea nunții. Ion s-a uitat pe geam, Maria în pat. Ioane, ce faci? Sunt în pat. E noaptea nunții. Ce ai de gând? Ioane, hai în pat, m-am dezbrăcat, mi-e frig. Ion tot pe geam s-a uitat. Ioane, o să adorm. E noaptea nunții, sunt singur în pat, sunt goală, mi-e frig. Ce faci? Și Ion zice, ia vină încoace, ia uită-te. Vine, hai, dă-i seama, să uită pe geam în curte, să uită Ion. Băi, câtă dreptate a avut tata. Ce frumoasă e noaptea nunții, mă. Bătaia lemn. Bătaia lemn. N-ai nicio legătură cu nunta aici. Dacă în România acest obicei este mai degrabă în legătură cu lucruri pe care nu-ți dorești să se adeverească în evul mediu și în continuare în unele țări, precum acum în Marea Britanie, a bate în lemn înseamnă a-ți dori ca ceea ce spui să se întâmple. Ați văzut. La unul e așa, la unul e așa. Oamenii, deși parcă sunt la fel, sunt extraordinar de diferiți. A, funcție de educație, de conjunctură, de zonă, de climă. Omul medieval era convins că dacă îți pui o dorință cu voce tare, atunci spiritele rele vor face tot posibilul ca ea să nu se întâmple. Taci, bă, de gură, că dai de gând să faci ceva, taci de gură, nu spune la nimeni. Ia uite ce zic ăștia, că spiritele rele de-abia așteaptă și spiritele rele pot fi pântre neamurile tale, pântre prietenii tăi. Na, ce bine să ai prieteni ăștia. Oamenii băteau în lemn imediat ce își puneau dorința ca să alunge spiritele rele sau eventual un blestem al unui vecin prezent în discuție, poftim. Doar că lemnul nu putea fi chiar de orice tip, ci neapărat stejar, frasin sau, și acum îmi place mie, păducel. Ce îmi place mie de păducelul ăsta? A, ce drăguț, l-ați văzut? Îl știți? Nu. Data viitoare vă aduc eu un lemnicuț de păducel. Da, deci nu bați în plasticul ăsta de la Litoral TV, bați în lemn de stejar, de frasin sau în păducel. Ce caută, mă, păducelul ăsta mic, prăpădit acolo, face el bobițele afă. A, ce deștept e păducelul ăsta. Bun. Erau considerate sacre. Deci stejarul, frasinul, păducelul au fost considerate și sunt și acum considerate sacre, capabile să ne protejeze de spiritele rele și de ochiul diavolului. Astăzi orice lemn este acceptat
inclusiv imitațiile. Băi, ce bateți voi în lemn aici la Litoral TV? Ce trebuie să... Ăsta e lemn plastic de ăsta așa, frumos, altfel frumos. Vă place la Litoral TV așa, nu? Și vă place și emisiunea Ce Frumos E La Noi cu Gigi Careț, care caută să vă descățească frunțile, să nu mai fiți necăjiți, fiți fericiți, oameni buni, simțiți-vă bine și când sunteți voi așa mai supărați, mai nu vă place, aduceți-vă aminte că în fiecare joi seară Gigi Careț are Ce Frumos E La Noi, emisiune în care vă zice lucruri adevărate care să ne mai descățească frunțile și să ne dea încredere că mergem și noi spre clipe mai fericite. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare. Zicea societatea că-s proaste. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam.